Laptele este materia primă de bază care se folosește la obținerea preparatelor culinare. Astăzi vom analiza laptele din punct de vedere organoleptic și fizico-chimic. Pentru a analiza aspectul, avem nevoie de două pahare Brezelius și de proba de lapte. Turnăm o cantitate de lapte. Trecem laptele dintr-un pahar în altul pentru a observa dacă are impurități și dacă este omogen. Laptele nostru nu prezintă impurități și curge foarte bine. Pentru analiza fizico-chimică voi determina aciditatea laptelui. Am nevoie de un cilindru gradat, pahar Erlenmeyer, ăsta, iuretă, indicator de culoare și hidroxid de sodiu 0,1 normal. Măsurăm 10 ml de lapte. Îl adăugăm în paharul Erlenmeyer. Adăugăm 20 ml de apă pe care îi adăugăm peste lapte. Adăugăm 2-3 picături de indicator. Să citim volumul inițial de hidroxid de sodiu, de la cât pornim. Scriem în caiet. Titrăm până se obține o culoare roz pal, care persistă circa un minut. Ne uităm să vedem cantitatea pe care am consumat-o de hidroxid de sodiu 0,1 normal. Scriem în caiet. Înlocuim în formula de calcul. Aciditatea obținută este de 19 grade Turner, ceea ce rezultă că laptele nostru este proaspăt și nu coagulează la ferbere. Făina este materia primă de bază care se folosește la obținerea preparatelor culinare. Analiza senzorială se constă în determinarea culorii, gustului, mirosului și aspectului. Acum voi determina culoarea cu ajutorul metodei PECAR. Voi avea nevoie de proba de analizat, proba etalon, o plăcuță PECAR, spatlu și spatula. Din proba etalon adaug o cantitate de făină și din proba de analizat o cantitate aproximativ egală. Presez cu spatlu cele două straturi îndrept pentru a-i da o formă. După cum vedeți, culoarea se poate observa și în stare uscată, dar mai bine se poate observa și în stare umedă. Introduc plăcuța PECAR
într-un vas cu apă, circa un minut. Se observă că proba de analizat este mai închisă la culoare decât proba etalon, deoarece avem în proba de analizat o cantitate de particule, de particule de tărâțe. Acum voi determina aciditatea făinii. Voi avea nevoie de o sticlă de ceas, un pahar Berzelius, un pahar Erlenmeyer, o baghetă, fenolftaleină, biuretă și hidroxid de sodiu. Cântăresc sticla de ceas. Notez în caiet masa. Cântăresc 5 grame de făină. Pe care le notez în caiet. Adaug cele 5 grame de făină într-un pahar Berzelius. Măsor 50 de mililitri de apă. Pe care îi pun peste cele 5 grame de făină. Omogenizez pentru a nu rămâne copoloase de făină. Mut într-un pahar Erlenmeyer pentru a omogeniza mai bine. Adaug 2-3 picături de fenolftaleină. Verific gradația biuretei pe care o notez pe caiet. Titrez cu hidroxid de sodiu 0,1. Normal. Până la apariția unei colorații roz pal, care va trebui să persiste minim un minut.
Verific cât hidroxid de oxigen am consumat. De sodiu am consumat. Pe care îl notez pe caiet. Acum calculez aciditate. Aciditatea ne-a dat 2,3. O încadrăm în făina de tip 40 cu nuanță alb-gălbuie.